Din această după amiază, muzica populară românească este mai săracă. Ileana Constantinescu s-a stins din viață în propria locuință din București. Ea a fost găsită decedată de Ionuț Dolonescu, care avea grijă de ea. El este cel care a sunat la 112 în speranța că medicii o mai pot salva pe artistă. Din păcate, nu au mai reușit acest lucru. Ileana Constantinescu a efectuat primele înregistrări la Societatea Română de Radiodifuziune în 1950 cu un repertoriu bogat și vocea inconfundabilă și extrem de melodioasă care l-a impresionat pe Sadoveanu. În următorii cinci ani a imprimat peste 200 de cântece. După Revoluție, Ileana Constantinescu s-a retras de pe scenă. Singurele apariții erau în duetele cu Ion Dolonescu, un bun și drag prieteni. Artista în vârstă de 88 de ani, care aproape că rămăsese oarbă, nu mai onora cu prezența decât festivalul care poartă numele uneia dintre melodiile sale de la Drăgănești la Vale, care are loc anual în orașul natal în Casa de Cultură care îi poartă numele. Ultima dată a urcat pe scenă și a interpretat un cântec din vastul său repertoriu în urmă cu aproape 2 ani. Dumnezeu să o odihnească în pace!